salut, sunt Marius de la Băgatul.ro. Am început o nouă emisiune Băgatul Show, alături de noi avem ca invitat pe domnul Pavel Badea, cunoscut sportiv și membru de seamă al Partidului Național Liberal. Consilier local la Primăria Municipiului Craiova și unul dintre cei trei candidați, cele trei propuneri, da, pentru primărie ale Partidului Național Liberal. Domnule Badea, cum v-ați gândit să faceți acest pas, în primul rând spre politică și în al doilea rând cum ați luat această decizie de a vă implica mai mult, mai bine în lumea asta politică și în administrația publică locală? Decizia de a intra în politică a fost luată acum mai mulți ani. Era, ca și ideologie, partidul care mi se potrivea cel mai bine, din punct de vedere a ceea ce înțeleg eu în viață. Liberă exprimare, liberă circulație, liberă inițiativă. Câteodată, faptul că am ajuns consilier municipal, mi-a dat posibilitatea să văd ce înseamnă administrație publică, să văd ce înseamnă problemele craiovenilor, ale orașului, și să încerc să ameliorez viața de zi cu zi a celor care trăiesc în acest oraș. De fapt, a familiei mele și a tuturor celor pe care îi cunosc. Referitor la intenția de a concura și eu dintre cei care sunt nominalizați pentru funcția de primar, pentru mine a fost o onoare. Sunt unul dintre cei trei candidați care și-au exprimat intenția să participe la acel sondaj. Sper ca cel mai bun să câștige. Indiferent dacă voi câștiga sau nu, îl voi susține, în cazul care pierd, pe cel care va reprezenta Uniunea Social-Liberală. Și ceilalți doi candidați, trebuie să spunem, sunt domnul deputat Ionuț Stroie și doamna președinte PNL Craiova, doamna Cristina Calangiu. Sunt ceilalți doi candidați și noi sperăm același lucru și din partea noastră și a blogului nostru veți avea susținerea necesară din punctul de vedere al online-ului. Să sperăm din tot sufletul ca cel mai bun candidat să reprezinte Uniunea Social-Liberală și cu atât mai bine dacă vine din partea noastră a Partidului Național-Liberal, cu atât mai mult, cu dragă inimă, îl vom primi alături de noi. Domnule Badea, care sunt, după părerea dumneavoastră, cele mai importante probleme cu care se confruntă craiovenii în clipa de față? Problemele craiovenilor sunt multiple. Ele ne-a luat o perioadă lungă de timp pentru a putea să le explicăm pe toate. Însă, principala problemă pe care eu o identific este lipsa locurilor de muncă și a investitorilor serioși care să creeze aceste locuri de muncă în regiunea noastră. Este supărător faptul că am adus forul la Craiova și fabricile de subansam care ar trebui să vină pe lângă fabrica Ford pleacă de lângă din Craiova și își fac fabrici în zonele imediat limitrofe sau chiar mai depărtate pe lângă Craiova. Aceste fabrici ar fi trebuit atrase în această regiune pentru a crea locurile de muncă necesare craiovenilor. Acele locuri de muncă ar fi ridicat gradul și nivelul de trai al sute și mii de familii din regiunea noastră, ceea ce ar fi însemnat un nivel de trai mai ridicat pentru regiunea noastră. Tot la probleme putem identifica și lipsa unei infrastructuri, mă refer la apă și canalizare pentru Craiova, mă refer la lipsa infrastructurii rutiere la nivelul unei capitale de regiune, mă refer la siguranța cetățeanului care a lăsat de dorit în ultima perioadă, mă refer la curățenia orașului care iarăși are mare lacune în ultima perioadă. Sunt multe probleme pe care craiovenii le au, sunt multe probleme pe care acest oraș le are și pe care noi, cei de la Partidul Național Liberal, sperăm că putem să le ameliorăm și să ducem acest oraș acolo unde merită, la statutul de capitală de regiune. Spiritul de competitor vine și din, iată, această calitate a dumneavoastră de sportiv. Dacă ar fi așa să comparați într-un fel politica cu sportul, ce ați găsi comun? Acest spirit de competiție deschisă, fair play mai puțin în politică, din păcate, mai mult fair play e în sport, din câte am putut vedea de-a lungul anilor. Din sport am luat în politică dorința de a învinge, dorința de a fi cel mai bun pentru a fi bine comunității. Primul pentru asta nu te face la poate la niciun efort. Și anume
acel efort de a fi mai bine Craiovei și Craiovei. Și foarte important de menționat, și noi știm că așa este, pentru că vă cunoaștem, acea ambiție de a fi cel mai bun prin muncă și prin perseverență și nu prin alte căi, bineînțeles, pentru că asta este, până la urmă, principalul, zic eu, principala calitate a unui om politic și, până la urmă, și a unui sportiv. Pentru că atâta timp cât știi că îți faci datoria și ești un om care dorești cu adevărat să faci ceva, chiar în politică, să facem paralela și în sport, cu atât e mai bine. Am avut șansa să trăiesc 10 ani în străinătate și în orașe foarte frumoase. Lausanne, Elveția, în Coreea am fost la Seul, în Japonia am fost, am trăit în Yokohama, în Tokyo, în Fukuoka. 10 ani este o perioadă de timp foarte lung. 10 ani îți dă posibilitatea să poți spune că ai o viziune vis-a-vis de ceea ce înseamnă un trai decent într-un oraș dezvoltat. Cred că locuitorii Craiovei merită mai mult decât au în momentul acesta. Cred că este imperativ necesar ca la nivelul infrastructurii acestui oraș să se lucreze asidu și să aibă loc îmbunătățiri radicale pentru a crește nivelul de trai al celor care trăiesc în această regiune. Aș vrea să vă pun o întrebare vis-a-vis de proiectul acela de a închide centrul și de a construi o pasarelă deasupra principalelor arterii din Craiova. Este o idee bună sau nu? Sunt mai multe obiective de infrastructură care vor fi demarate în acest an. Ele au fost aprobate prin hotărârea de Consiliul Local. Este vorba de pasajul supra-teran din Valea Grecii, este vorba de pasajul subteran de aici, de la Casa Studenților. Eu îl văd oportun pe cel care este supra-teran. Pe cel subteran consider că nu era oportun și dacă s-a luat decizia de a-l face, cred că va rezolva doar în mică măsură problema circulației și fluidizării circulației în zona respectivă. O problemă stringentă a Craiovenilor în momentul de față sunt câinii maidanezi. Care ar fi soluția pe care ați luat dumneavoastră în această problemă? La ultimul buget aprobat, Partidul Național Liberal a venit cu amendamentul de la proiect, la buget care a fost și aprobat, de construcția unui nou adăpost pentru câinii comunitari. Va rezolva doar în parte problemele care se iscă din acest subiect, acela al câinilor comunitari, iar până când legislația nu va fi ameliorată și va da posibilitatea celor care administrează orașele să regleze de o manieră legală problema câinilor comunitari, nu se va rezolva această problemă. Este o problemă teribilă, pentru că foarte mulți dintre noi mergem prin zonele centrale și nu numai, și suntem atacați noi, copiii noștri, bunicii noștri, părinții noștri, de către câinii fără stăpân. Sper să se ia din jurisdicția țărilor dezvoltate, care privește protecția animalelor, ceea ce este bun pentru a se duce la capăt această mare problemă a comunității noastre. Și nu numai, a comunității românești. Și vreau să încheiem emisiunea cu o întrebare la obiect. Care este părerea dumneavoastră despre organizarea Uniunii Social-Liberale și care credeți că va fi scorul obținut în alegerile locale din 2012, ale acestei noi formațiuni? Eu sunt optimist. Cred că această asociere a fost făcută din dorința de a scăpa de actuala guvernare. Cred că șansele vor fi concretizate prin un vot masiv în favoarea celor care formează USR. Sper să nu mă înșel, sper ca noi să reușim să obținem scorul necesar pentru a putea să se îndeplinească obiectivele care au fost propuse în această atunci. Vă mulțumim! Vă urăm succes! Și vă mulțumesc!